cărți din seria capodopere ale marilor compozitori. Invitat special, pianistul Sergiu Duhuțiu. În program, concertul pentru pian și orchestră, Imperialul și Sinfonia 5 a Destinului. Pasiunea întâlnește excelența, miercuri, 2 iulie, ora 19, la studioul de concerte Mihail Jora, sala radio din București. Un eveniment marca Orchestra Sinfonică București. Eveniment recomandat de Realitatea TV și TVH. Dacă un om se hotărăște să intre în afaceri, ori are banii necesari, ori îi împrumută de la bancă. Dacă din nefericire alege varianta împrumutului de la cămătari, trebuie să conștientizeze că intră într-un joc fără sfârșit și că datoria lui nu se va stinge niciodată. Pentru a-și putea achita datoriile la cămătari, unii oameni de afaceri ajung și la crimă. Nu una, ci chiar mai multe, așa cum veți vedea în episodul de astăzi al Investigatorilor. 28 martie 2006, Orun Amer își anunță familia că iese în oraș pentru a-și vinde una dintre mașini. Aceasta a fost ultima zi când el a fost văzut în viață. Tânărul de 26 de ani din Constanța găsise o oportunitate de afaceri în traficul de mașini dinspre Occident spre România. Familia, alarmată de lipsa tânărului, începe să-l caute în mediul samsarilor de mașini. Totul a început pe data de 29 martie 2006. Când organele de poliție au fost sesizate despre dispariția unui tânăr, sesizare făcută de membrii familiei, precum că în urmă cu o zi, acesta a plecat de la domiciliu cu intenția să vândă un autoturism și nu a mai revenit. S-a relata faptul că avea asupra lui actele autoturismului și o sumă de bani, așa, motiv pentru care din momentul sesizării s-a preluat ideea unei dispariții în prezent suspect. 29 martie, a doua zi, familia reclamă la poliție dispariția tânărului. Lucrurile se precipită atunci când membrii familiei sunt anunțați de un taximetrist care văzuse mașina celui dispărut circulând prin Constanța. Mașina, un Mercedes, este localizată și blocată în trafic de către membrii familiei Amer. La volan se afla un tânăr, iar în dreapta lui o femeie. În dimineața zilei de 29 martie, tatăl lui Amer a sesizat organele de poliție cu privire la faptul că în ziua de 28 martie 2006, fiul său a plecat de acasă pentru a vinde un Mercedes achiziționat anterior cu peste 45.000 de lei și de atunci a dispărut. Alarma cu privire la dispariția lui Amer se dăduse cu o zi înainte printre negustorii de mașini din Constanța, iar anunțul că mașina tânărului dispărut a fost văzută în trafic îi pune pe membrii familiei lui Amer în alertă. Mobilizarea exemplară a prietenilor victime în cazul lui Amer, care au identificat foarte repede mașina și au luat măsuri de anunțare și de blocare acestei în trafic, arată de fapt o reacție pozitivă a opiniei publice care trebuie să devină permanentă atunci când este vorba despre infracțiuni. Ei au depistat și au reușit să blocheze automobilul, anunțând în același timp și poliția. Cei doi aflați la volan, Sorin Chiriac, 30 de ani, și Lucian Iovan, 35 de ani, parteneri de afaceri, vor trebui să explice poliției de ce actele mașinii se aflau în posesia lor. Ancheta va dezvălui un ucigaș cu sânge rece pregătit să lovească din nou în orice clipă. La secție, conform procedurii specifice, au fost audiați separat și cel care se afla la volanul autoturismului și persoana care îl însoțea în dreapta. Persoana care a declarat a observat că în mașina poliției, când au fost conduși la sediul secției, suspectul aruncase ceva sub banchetă. S-a verificat, s-a confirmat acest aspect și culmea, sub banchetă a fost găsit carte de identitate a persoanei dispărute. După câteva ore de anchetă, Sorin Chiriac a recunoscut că l-a ucis pe Amer și a explicat că a făcut acest lucru pentru a-i lua autoturismul și a-l vinde.
El a argumentat gestul făcut prin aceea că intrase niște încurcături financiare și era presat de cămătarii care îl amenințau că iau casa dacă nu achită o parte din datorie. Fapta a fost comisă într-un apartament pe care autorul nostru îl închiriase cu ceva timp în urmă, 3-4 luni. Și-a atras victima la maniera mergem acasă la mine, unde am banii, îți dau banii și facem și actele pentru autoturism. Chiriac intrase în afaceri de câțiva ani. Avea o casă de amanet, trafica autoturisme și în 2000 demarase împreună cu un prieten o investiție majoră, construirea unui hotel în Costinești. De fapt, de atunci începuse și declinul său financiar. Sorin Chiriac este creația capitalismului românesc în tranziție. Nu își mai practica meseria de inginer, dar era în căutare de oportunități de afaceri și în acest sens, Constanța oferea posibilități de a face bani. Își deschide o casă de amanet și începe să facă trafic de mașini din Occident înspre România. Trebuie să ne gândim că vorbim despre o Constanță într-un prim boom de dezvoltare, în care toată lumea construia într-un ritm galopant, toată lumea achiziționa produse, case, terenuri și se creează un fel de cultură a zonei respective, cultură în care, bineînțeles, intrase și Sorin Chiriac. Reușește să strângă până în anul 2000 150.000 de euro și decide că investițiile în turism sunt de viitor. Împreună cu partenerul său de afaceri care pune la bătaie terenul, cei doi încep construcția unui hotel în Costinești. Însă viitorul nu sună bine pentru investiția lui în turism. Banii se termină în curând, iar construcția hotelului este la jumătate. În acest exercițiu al lui permanent de a vinde mașini, el își formează această capacitate de a manipula oameni. Ulterior însă, dezvoltându-și afacerile, ajunge într-un moment în care este nevoit să se împrumute din zona cămătarilor. În acest context, Chiriac apelează la cămătari și își pune gaj alte proprietăți pentru banii împrumutați. Cum datoriile la cămătari cresc exponențial, Chiriac nu mai face față plăților și atunci decide, pentru a-și plăti datoriile, să pornească un alt gen de afacere, de data aceasta criminală. Anchetatorii fac imediat legătura cu o altă dispariție petrecută în condiții similare cu numai câteva luni în urmă. La începutul lui decembrie 2005, Petre Negulescu din Constanța este dat dispărut și odată cu el și autoturismul său marca Mercedes. Plecând de la acest mod de operare, s-a făcut imediat legătura într-un alt caz de dispariție, sesizat în luna decembrie 2005, când pe aceeași tipologie o anumită persoană urma să-și vândă autoturismul, a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors. Nici el, nici autoturismul, nici nu. În doar câteva ore, Sorin Chiriac face mărturisiri complete. El recunoaște că în afară de Amer a mai ucis încă două persoane, pe Petre Negulescu și Costin Barbu, uciși pe 2, respectiv 3 decembrie 2005. El a motivat uciderea celor doi, Amer și Negulescu, prin faptul că avea o nevoie acută de bani și s-a decis să-i suprime, după care să vândă autoturismele acestora. Costin Barbu, prieten din copilărie al autorului, a fost victimă colaterală, un martor incomod care trebuia să dispară. Raportul de constatare medico-legal a stabilit că moartea lui Petre Negulescu a fost violentă și a fost cauzată de hemoragia cerebrală, urmare a unui traumatism craniocerebral acut deschis. Leziunile traumatice constatate s-au putut produce prin lovire cu un corp dur contondent și are legătură de cauzalitate directă cu decesul victimei. Moartea lui Costin Barbu arată necropsia a fost violentă și a fost cauzată de intoxicație acută cu un pesticid, furadan. Pe corpul victimei nu s-au constatat semne de violență cu caracter vital. Autopsia medico-legală arată că moartea lui Amer Orun a fost violentă și a fost cauzată de asfixie mecanică prin aspirat de sânge în căile respiratorii ca urmare a unui traumatism craniocerebral deschis. Leziunile traumatice constatate au putut fi produse prin lovire cu un corp dur, cu muchii fiind aplicate în regiunea frontală. Toate cele trei cadavre prezentau caracteristicile staționării îndelungate în apă și au fost descoperite în canalul Dunăre-Marea Neagră.
Percheziția domiciliară efectuată în locuința prezumtivului autor nu face altceva decât să confirme cele mărturisite de acesta. În apartament este descoperită arma crimei, un ciocan de 3 kg, precum și sticla cu furadan, substanță folosită la otrăvirea lui Barbu. Sorin Chiriac, care dă dovadă pe de o parte, care are trăsăturile unui infractor, care folosește capacitatea de a convinge oamenii, de a aduce în spațiul lui, de a-i controla, de a-i pune pe alții și de a-i substitui însemnăturile lor, de a realiza falsuri. Și pe de altă parte avem de-a face cu un criminal nemilos, puternic, organizat, care săvârșește infracțiuni de omor fără nici cea mai mică remușcare. 30 martie 2006, autorul îi conduce pe anchetatori în locurile unde a aruncat cadavrele, mai concret canalul Dunăre Marea Neagră, în zona Agigea. Echipele de scafandri găsesc corpurile victimelor ambalate în folii de plastic, niște colete macabre de care Chiriac atârnase saci cu pietriș pentru ca acestea să rămână pe fundul apei. Descoperirea cadavrelor ca urmare a declarațiilor suspectului și percheziția la domiciliul acestuia îl incriminează direct pe Sorin Chiriac ca autor al celor trei crime. În apartament, poliția găsește folii de plastic, scoci și, cel mai important, arma crimelor, un ciocan de 3 kg. Când s-a efectuat percheziția în apartamentul unde au fost comise cele trei crime, s-a găsit pregătit același material cu care fuseseră ambalate cadavrele, scoci, sârmă și un sac de pietriș. Fiind întrebat pentru ce erau pregătite materialele, a spus: probabil pentru prietena mea. Totodată este găsită și o seringă cu urme de furadan, pesticid cu care a fost otrăvit Costin Barbu. Ceea ce arată premeditarea crimelor este faptul că autorul a închiriat un apartament la parter, tocmai pentru a transporta cadavrele mai ușor înspre canalul Dunăre Marea Neagră. De altfel, anchetatorii au descoperit urme biologice cu aspect de sânge, care coincideau cu ADN-ul victimelor, Petre Negulescu și Amer Orun. Autorul a povestit că, după ce își anihila victimele cu ciocanul, le ambala în folii de plastic și la adăpostul nopții le arunca în canal, în zona Agigea. În anchetă, Chiriac povestește cum, presat de datoriile către cămătari, i-a venit ideea de a-i omorâ pe proprietarii mașinilor, iar mai apoi să le vândă autoturismele, iar cu banii astfel obținuți să-și achite datoriile. Era normal ca pe baza experienței lui de vânzător de mașini să treacă, să caute, să facă rost de bani tot în această zonă, pentru că era zona pe care o stăpânea cel mai bine. În acest context, ideea de a intra în posesia unor autovehicule de lux, atenție, de lux, valorau foarte mult și reușeau să îi permită să își plătească foarte repede datoriile, adică arătau o nevoie a lui rapidă de a ieși din situația critică în care se găsea. Tot el mărturisește că avea de gând să o ucidă și pe tânăra care se afla cu el în mașina celei de-a treia victime. Tânără care vindea acea mașină în nume propriu, exact ca în cazul lui Barbu, care vânduse mașina lui Negulescu, după care a fost ucis pentru a se șterge urmele faptei. La data de 4 decembrie 2005, poliția este sesizată de soția lui Petre Negulescu că, în ziua de 2 decembrie, soțul ei a plecat de la domiciliul din Constanța pentru a vinde un autoturism Mercedes-Benz cu prețul de 16.000 de euro, după care a dispărut. În cursul investigațiilor pentru găsirea bărbatului dispărut, s-a stabilit că autoturismul acestuia fusese achiziționat de un cumpărător de bună credință la data de 3 decembrie de la Costin Barbu, acesta din urmă neputând fi găsit pentru a da explicații. S-a urmat procedura conform dispariției, tot la fel în împrejurări suspecte, dar aici ce-a tergiversat un pic ancheta. Tipul respectiv tot venea, pleca afară și s-a presupus, atât membrii familiei cât și el, s-a presupus că este plecat în exterior, în străinătate. Având un mașină, fără să anunțe familia câți bani au obținut pe asta, deci asta a fost una dintre ipoteze. Bănuind că Barbu a vândut fraudulos automobilul, autoritățile îl dau în urmărire împreună cu posesorul de drept al autoturismului, Petre Negulescu, dispărut și el. În realitate, faptele s-au petrecut astfel. Negulescu este atras în apartamentul lui Chiriac, unde acesta îi suprimă viața cu ciocanul, după care, intrând în posesia actelor,
criminalul îl roagă pe Costin Barbu, prieten din copilărie, să vândă mașina în numele lui, după care, pentru a șterge urmele, Chiriac îl otrăvește cu furadan pe bunul lui prieten. Dar de data aceasta n-a mai folosit ciocanul, a folosit un pesticid, furadan, respectiv, pe care l-a pus într-o sticlă de suc de grefui, de roșu, ca să nu... Știm că are culoarea roșie furadanul, ca să nu bată la ochi, să nu-i dea de bănuit victimei. Surprinzător este faptul că nu vrea să folosească aceeași metodă de a omorî împotriva prietenului. Asta arată că totuși mai exista o oarecare coardă sensibilă și renunță la ciocan în favoarea furadanului. Nu știm care sunt reacțiile lui când a stat și a privit cum prietenul lui agonizează, dar arată o hotărâre de a realiza actul infracțional și de a-și îndeplini misiunea până la capăt. Ceea ce arată deja o majoră deteriorare la nivelul caracterului. Ambele cadavre sunt ambalate și aruncate în canalul Dunăre Marea Neagră. Cu banii obținuți, ucigașul reușește să plătească o parte din datoriile către cămătari. Profilul lui Chiriac ascundea un asasin fără milă care a ucis 3 persoane numai pentru a-și păstra nealterate statutul și imaginea de om de afaceri. Părinții, socrii și soția lui nu știau că el le ipotecase proprietățile, casele care acum erau revendicate de cămătari, cum nu știau că el a ucis pentru a-și plăti datoriile. De profesie inginer, mecanic, Sorin Chiriac rămâne la sfârșitul anilor 90 fără serviciu și, ca să asigure subzistența familiei, se apucă de mici învârteli. Se ocupă un timp de traficul de mașini și, odată cu boom-ul imobiliar, intră în tranzacții cu terenuri, astfel reușește să strângă 150.000 de euro, bani suficienți, credea el, pentru a porni o afacere de anvergură. În 2000, pe când avea 30 de ani, Chiriac, împreună cu un partener de afaceri, se decide să construiască un hotel în Costinești. Despre autor, aș putea să vă relatez faptul că avea pregătire, studii superioare, deci era inginer la bază, a avut o perioadă, o fermă de animale, creștea porci în zona localității Lazu, afacere care, bineînțeles, a fost prosperă la un moment dat, după care a intrat în declin. Și s-a gândit că ar fi mai rentabil o afacere în domeniul turistic, să-și construiască un hotel la Costinești. S-a asociat cu un prieten care avea terenul și au convenit ca prietenului sau cunoștința lui să pună la dispoziție terenul respectiv, iar el să investească în construcția acelui hotel. Odată cu construcția încep și problemele financiare, iar bărbatul, pentru a-și finaliza investiția, apelează la cămătarii. Acesta a fost începutul sfârșitului. În paralel, Chiriac își păstra statutul de om de afaceri prosper și mai ales de familist. Niciun membru al familiei sale nu cunoștea situația financiară dezastruoasă a întreprinzătorului. După ce vinde niște terenuri, investind sumele tot în construcția hotelului, banii se termină și garantează împrumuturile de la cămătari cu casa socrilor și cu apartamentul familiei. În contextul în care sumele de bani care trebuiau returnate cămătarilor creșteau și posibilitățile de returnare erau în scădere, presiunile din partea cămătarilor, amenințările au devenit foarte serioase și riscul pierderii acestui statut a devenit inerent. În aceste condiții, Sorin Chiriac încearcă să câștige niște bani. Pentru că sursele legale sau posibilitățile legale erau epuizate, se hotărăște să treacă în zona ilegală. Ajuns la scadență, sub amenințarea că locuințele îi vor fi luate, Chiriac, cunoscând piața mașinilor traficate, se gândește că cea mai bună modalitate de a face bani este de a-și însuși mașini de lux și de a-i elimina pe proprietari. În vederea valorificării celor două mașini de lux, a contrafăcut facturile de vânzare-cumpărare între victime și intermediari, așa încât numele său să nu apară în niciun document legat de vreuna dintre victime. Din această zonă, trăsătura lui fundamentală este capacitatea de a manipula pe toți cei din jurul său, în sensul în care reușește să convingă pe Barbu Costin să cumpere și să vândă un autoturism în numele lui și pentru el, reușește să o folosească pe Lucia Iovan, tocmai în ideea ca el să nu apară nicăieri. Rechizitorul este definitivat la 11 septembrie 2006, iar Sorin Chiriac este trimis în fața instanței de judecată pentru comiterea infracțiunilor de tâlhărie, omor calificat și omor deosebit de grav.
Tribunalul Constanța îl găsește vinovat și la 22 iunie 2007 îl condamnă la detenție pe viață. La 5 septembrie același an este respins apelul unitate de Chiriac, așa că sentința rămâne definitivă și irevocabilă. Detenție pe viață. În urma zecilor de amenințări cu moartea pe care le-a primit de la rudele victimelor lui Sorin Chiriac, soția acestuia a înaintat în decembrie 2006 actele de divorț. Ea s-a căsătorit cu Chiriac în luna august 2002, iar căsnicia a decurs normal până în martie 2006, când soțul său a fost arestat preventiv pentru uciderea a 3 persoane. Totodată, femeia a cerut protecție instanței atât pentru ea cât și pentru fetița, în vârstă de 1 ani și jumătate. Mama lui Orun Amer, ultima victimă a lui Chiriac, a amenințat că nu o interesează sentința și că familia ei își va face dreptate răzbunându-se pe familia inculpatului. De multe ori, părțile vătămate, aparținătorii, familiile, în urma unor pierderi fundamentale, copil, soție, tată, se creează o stare de disconfort și chiar se produc amenințări. Toată lumea trebuie să înțeleagă că instituțiile de aplicare a legii sunt singurile abilitate să aplice legea. Efectuarea unor presiuni, a unor amenințări, nu generează decât deschiderea unui nou dosar penal. Hotelul neterminat pentru care a ucis Sorin Chiriac a fost scos la vânzare în 2011 pentru a acoperi daunele morale și materiale față de familiile victimelor stabilite de instanța de judecată. O altă concluzie foarte serioasă pe care putea să o tragem este relația cu banii luați din camătă sau banii de camătă. Aici este o mare problemă. Inițial, toți cei care au avut de-a face cu cămătarii au primit cu ușurință bani, însă restituirea lor devine o problemă și de cele mai multe ori cei care au luat bani împrumut de la cămătari nu reușesc să restituie acești bani până când nu sunt deposedați de toate bunurile lor. Asasinatele lui Chiriac au băgat groază atât în opinia publică cât și în cei care au derulat afaceri cu criminalul. Astfel, prin ipostaza victimelor au trecut de-a lungul anilor peste 30 de persoane care au vândut sau cumpărat autoturisme de la acesta. Toți samsarii de mașini constanțeni spun că Sorin Chiriac părea un tânăr echilibrat, care știa să facă afaceri, dar care nu s-a dat în lături de la crime numai pentru a se menține în lumea iluzorie a afacerilor. De regulă, în zonele de început ale acestei economii sălbatice, oamenii de afaceri au o zonă de suprafață în care afacerea funcționează și o zonă subterană în care nu plătesc impozite, în care mai fac mici matrapați lucruri, în care mai vând o mașină, două, în care mai uită să mai împrumut, să mai returneze un împrumut. Adică sunt situații care îi țin oarecum la suprafață o imagine curată a afacerii de deasupra. Cea din interior însă creează o altă personalitate, o personalitate care dispune către o infracționalitate continuată. V-am prezentat în ediția de astăzi a investigatorilor un caz care arată că afacerile necurate se împletesc deseori cu crima. Iar atunci când intri în lumea subterană a infracțiunilor, latura violentă, latura criminală din om se dezlănțuie și acționează în voie. Samsar de mașini, cămătari, afaceri dubioase, o lume căreia Chiriac a încercat să-i facă față prin 3 crime. Crime care l-au adus după gratii pentru tot restul vieții. Momentele de neînlocuit ale fiecărei zile încep acolo unde-i dragoste. Acolo unde îți plănuiești visurile. Unde îți găsești liniștea și unde îți savurezi victoriile. Viața frumoasă are nevoie de case frumoase. Bună dimineața! Bună dimineața! Vitan Residenț 2. Pentru tine. Cum să te relaxezi în câțiva pași simpli? Desfaci un ciucaș, torni berea, te-ai lăsat ușor pe spate, ce-ți poți dori mai mult? Trezirea. Te caută un ciucaș rece. Ciucaș. Să înceapă relaxarea. Cine a făcut România asta, au pus la fainoșag
Cam cum ai pus tu, Ofiu, în pateu? Are munte, mare, păduri frumoasă. Ăștia trebuie văzut de tot omul. România are Fainoșag! Trimite codul promo de pe cutia de Ardealul și poți câștiga săptămânal un tur al României sau sute de rucsacuri cu pate. Domnul doctor, am auzit ceva de două incizii. Da. Se poate trei, trei foarte noroc. Sănătatea pare simplă, dar e mai bine ca unele alegeri să nu le faci tu. De aceea am creat asigurarea medicală integrală. Când ai soluția completă, alegi doar să te asiguri. Detalii pe sanatate.grupama.ro. Apă naturală de izvor din zona Valea Nandri. Apă cu conținut scăzut de minerale. Livrată gratuit la tine acasă. Dozator în folosință gratuită. Alege confortul, timpul liber. Alege naturel la tine acasă. Începuturile contează. Începe ziua bine, alege Fox. Fox, pentru gusturi alese. Vrei să vin sau să cumperi ceva? Intră pe anunțuri.realitatea.net. Cu efect dublu antibalonare și antiflatulență, Kebene Plus, combinație unică în România, acționează în numai 15 minute, mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus. Și starea de bine revine. Green Lemon, original German recept. Noua doză Ursus Cooler cu senzor de răcire indică temperatura perfectă. Mix de bere și limonadă, dar cooler, Ursus Cooler. Doar atingerile naturale oferă senzații extraordinare. Acum pot simți fiecare atingere mai intens ca niciodată. Cu noul Durex Real Feel. Descoperă primul nostru prezervativ pentru senzații naturale. Susțineți orașul acum! Doar cel mai iubăreț oraș va câștiga titlul Loveville și petrecerea Durex. Intră pe Facebook! Amenajarea fiecărei încăperi este mereu o provocare. De aceea, pentru fixarea plăcilor ceramice, alege întotdeauna ceresit CM11+. Există tradiții și tradiții. Tradiții noi, născocite în zilele de weekend, în care un dulce făcut repede aduce bucurie zilelor obișnuite, și tradiții vechi, neschimbate de ani, în care dulcele făcut cu răbdare dă savoare zilelor de sărbătoare. Pentru toate aceste tradiții, un ingredient rămâne neschimbat. Zahărul Coronița. Bucuria tradițiilor în familie. Știi că la cel.ro vara este sezonul reducerilor? Cumpără acum televizorul Samsung 40 F5300 cu ecran Full HD și funcție Smart TV la doar 1799 de lei. Cel.ro. Bucură-te de cel mai cel preț. Cât ne-a ținut cealaltă mașină? Aproape 5 ani. Nu e rău, nu? Ba da, mașina poate dura până la de două ori mai mult. Durata de viață scade din cauza calcarului și a depunerilor acumulate după fiecare spălare. Noul Calgon ActiClean previne depunerile de calcar, murdărie și defecțiuni.